Mihai Vodă și Hasan Pasha. V-am povestit, dragii mei, despre lupta de la Călugăreni. Dar eu gândesc că voi ați vrea să știți mai mult despre Mihai Voivod și de ce a meritat el numele de Viteazul. V-am spus că Mihai era stângaci, iar în luptă folosea mai ales o bardă cu două tăișuri. O mânuia cu o iuțeară de fulger și cu neîntrecută dibăcie. Avea în el atâta agerime, putere și mânie, încât orice dușman îi apărea în față, oricât de puternic ar fi fost, tot nu-i se putea împotrivi. Cădea trăsnit de barda lui cu două tăișuri. La sfârșitul bătăliei de la Călugăreni, după ce Sinan Pașa a scos din morcina în care căzuse, a dat poruncă de retragere, s-a aflat un pașă, adică un general turc, mai viteaz decât toți, care nu voia să creadă că ai lui puteau fi înfrânți. Se numea Hasan și era vestit de puternic și iscusit în luptă. Cu fală se lăuda: „Eu sunt cel mai mare viteaz al împărăției.” Și lauda nu era deșartă. Biruise mulți potrivnici de-ai lui în multe războaie. Îi doborâse la pământ, ca pe nimica. Acum, la Călugăreni, cum am zis, n-a ascultat porunca lui Sinan Pașa, ci, cu ceata lui, s-a năpustit furios și groasnic asupra românilor să-i nimicească. Dar ai noștri, cu Mihai Vodă în frunte, nu s-au clintit din loc. Atunci, arzând de mânie, Hasan Pașa a sărit cu iataganul direct asupra voivodului. Mihai s-a ferit și a dat să-l pălească în creștet cu barda, dar nu l-a nimerit, că Pașa era foarte iute în mișcări și mlădios ca lama de oțelă. S-a mai ciocnit de câteva ori iataganul lui Hasan cu barda voivodului, scăpărând scântei. Din mai multe încercări de acest fel, Mihai a prins meșteșugul în luptă, s-a repezit cu toată puterea asuprei să-l răpună. Înțelegând că românul e mai iscusit în luptă ca dânsul, Hasan Pașa s-a răsucit cu cal cu tot și a împușcat-o la goană pe lângă marginea pădurii. Mihai după dânsul. Dar fugea Pașa de mânca pământul, nu-l putea ajunge. „Stai, Pașă!” striga voivodul. „Stai, să ne batem în luptă dreaptă! Nu fugi ca un iepure fricos!” Dar, cuprins de groază, Hasan silea calul să galopeze nebunește. Și a galopat, și a galopat până când, călcând într-o groapă, bietul armăsar și-a frânt un picior și a căzut, aruncându-l pe Pașă cât colo, într-un mărăciniș ghimpos. Zgâriat pe față, dar mai cu seamă înfricoșat clăpintea Mihai Vodă din urmă, s-a furișat mai adânc între mărăcini să scape cu viață. Voivodul a frânat calul, l-a căutat pe turc cu privirea și, zărindu-l tupilat între grânci și frunzare, i-a strigat iar: „Ieși, Pașă, la lumină, nu te piti închiprușnos ca un laș!” Neavând încotro, Hasan Pașa s-a ridicat din ascunzătoare și, cu capul plecat, s-a înfățișat lui Mihai. „Gheaurule, până în clipa asta eu am fost cel mai mare viteaz din împărăția turcească. Acum nu mai sunt. Tu mi-ai stins această faimă grozavă. Așa că nu mai putez a lupta cu tine.” Pe Mihai Vodă îl bucurau cu vorbele Pașei și îi muiau inima. „Ți dragă viața, Hasane?” l-a întrebat cu liniște și împăcare, netezind cu palma grumazul fierbinte al calului său. „Mi dragă, gheaure, atunci ți-o las, Pașă Hasan, cu o condiție: să juri că n-ai să mai vii niciodată cu arma împotriva țării mele și pe deasupra să dai pentru vistieria mea 10 pungi de galben.” „Jur și dau,” a strigat Pașa nespus de bucuros. Și s-a ținut de cuvânt. Întâmplarea aceasta arată că Mihai Vodă era nu numai viteaz, ci și înțelept și măriminos cu cei înfrânți. La apusul soarelui, lupta de la Călugăreni sfârșise. Mihai Vodă descălecă din șa și poruncea capitanilor să se adune la sfat, iar slujitorilor să ridice răniții și să-i îngrijească, iar pe cei morți să-i îngroape cu cinste. Se zice că, după ce a dat aceste porunci, un șoim mare s-a rotit de 3 ori pe cerul învăpăiat de lumina apusului. Apoi a coborât până aproape de voivod și a lăsat la picioare un mărgăritar, asemănător celuia cules din bătălia șerpilor. Mihai s-a plecat, l-a luat, l-a netezit cu degetele, i-a privit strălucirea și a zis: „Semn bun, prietenii.”
și a pus mărăritarul în chimir, lângă cel dăruit de Șoim, de mult, în copilărie.